Dorința credincioșilor din comuna Băcăoană Hârja de a avea o nouă biserică în localitate prinde viață. Astăzi, înalt presfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanul și Bacăului, a sfințit piatra de temelie pentru noul locaș de cult care se va ridica pe locul vechii biserici. Ziua a început cu Sfânta Liturghie săvârșită în capela așezământului social filantropic Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja de un sobor de preoți. A urmat apoi o conferință susținută de inginerul Ciprian Hugianu cu tema Ultimele zile de pace și primele zile de război pe Valea Oituzului, vizionarea unui film care cuprinde retrospectiva evenimentelor ce au deschis activitățile dedicate centenarului, realizat de Asociația Sfântul Ilie din Poiana Sărată. Sfințirea pietrei de temelie pentru noua biserică a venit ca o încununare a acțiunilor desfășurate în parohia Hârja cu ocazia zilelor dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva. Binecuvântând această piatră, deci considerăm că am binecuvântat tot începutul acestei lucrări și ea se va duce curând la săvârșire, întrucât trebuie biserică și chiar mai multe pe locurile acestea pitorești, frumoase ale Vălii Oituzului, dar care vale a avut atâtea jertfe. Și deci este întru totul necesar și imperios faptul că, dacă s-au jertfit aici, fiecare fiu al neamului a căzut la datorie, e bine noi, de vreme ce suntem liberi și stăm la umbra arborilor care își trag seva din pământ și acest pământ este înțesat cu oase de eroi și martiri și pe valea aceasta, poate cum spune o cronică, curgea sângele nevinovat al celor străpunși de gloanțele dușmanilor și, bineînțeles, acest sânge amintește de jertfa lor și noi care trăim liberi să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să îi imităm pe ei. Din cauza degradării bisericii care prezenta un pericol de prăbușire în cazul unui seism, a fost elaborată o expertiză tehnică prin care Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a hotărât desființarea și reconstruirea locașului de cult, păstrând formele generale ale arhitecturii bisericii anterioare.